Rățoiul cel urât. A fost odată o rață care s-a așezat pe patru ouă ca să le clocească. Venindu-le vremea, ouăle crăpară unul după altul și din trei dintre ele se iviră căpșoarele și mai apoi trupușoarele pufoase și galbene a trei boboci. Dintre al patrulea ou însă ieși un boboc mare, cam urâțel și cu puf cenușiu, pe care rățoiul nu-l plăcu de la bun început. "Nu vreau să-l mai văd pe urâtul ăsta în familia mea," spuse el. Zicând asta, se repezi cu ciocul la el și îl goni din cuibar. Din nefericire pentru bietul boboc, nici celelalte viețuitoare din gospodărie nu-i arătară mai multă bunătate. Și nu scăpau niciun prilej să râdă pe seama urățeniei lui. Așa că bobocul cel urât o luă lipa-lipa către iazul din apropiere. Se simțea nespus de singur și își petrecu noaptea dormind în iarba înaltă de la marginea iazului. A doua zi, niște boboci răi și obraznici dădură peste el. Se tăvăliră de râs la vederea lui și ziseră: "Boboc urât, să pleci de-ntată de pe iazul nostru!" Rățoiul cel urât o luă din nou din loc, necăjit că toți îl alungau. Așa ajunsese la o casă unde locuiau o găină și o pisică. "Ia zi, poți să faci ouă?" îl luă la rost găina. "Dar șoareci, știi să prinzi?" se luă de el și pisica. Și cum de fiecare dată bobocul răspunsese nu, găina și pisica îl goniră și ele. Bobocul cel urât se simțea tare nefericit și căuta să se ferească din calea celorlalte animale, ascunzându-se în pădure. Odată cu venirea iernii și a înghețului, rățoiul se aciuă în trunchiul găunos al unui copac. Spre norocul lui, îl găsi un copil de țăran care îl luă și îl duse acasă. Vreme de câteva săptămâni, rățoiul cel urât se simți în siguranță. Curând însă, feciorul de țăran îl cășună pe el, prinzând a-l alerga prin gospodărie și a-l chinui mai tot timpul. Așa că, de îndată ce îi se ivi prilejul, rățoiul fugi și de aici. Între timp sosi primăvara, iar el își găsi adăpost pe malul unui lac. Și într-o bună zi, când apele lacului se arătau liniștite și limpezi, bobocul apucă să-și vadă noua înfățișare. Numică i-a fost mirarea să vadă că făcuse un gât lung, mlădios și acoperit cu pene albe, căpătând și două aripi uriașe, tot albe. Iar când bătut din aripi, prinsă de îndată să zboare. Apoi să lăsă limpe apă și nu să mai sătură să se admire în oglinda lacului. Din văstuh, coborâ lângă el, trei păsări mari și frumoase, cum nu mai văzuse vreodată, care-i grăiră. "Mai, mai, mai, dar ce lebedă frumoasă ești! Haide, vină și tu cu noi!" Astfel, pricepu că nu mai era un boboc urât și în niciun caz de rață. "Sunt o lebădă, mă rog, un lebădoi!" strigă el cu mare bucurie în glas. Iar din ziua aceea, nici că se mai simți urât, singur și nedorit de nimeni.